Elevii Colegiului Național Vasile Alexandri din Iași au realizat campania Miracol, prin care le sunt alături ucrainenilor. Campania a fost construită în jurul sensului cuvântului Mir, care în rusă înseamnă pace. Dincolo de situația tragică, ceea ce s-a întâmplat în Ucraina devine o oportunitate și pentru copii de a învăța că este important să ajute și că orice gest, oricât de neînsemnat ar părea, împreună cu alte gesturi asemănătoare, pot să contribuie la o schimbare în bine. De fapt, campania noastră a fost despre miracolul, am spus noi, lui împreună, cuvântul lui împreună, pentru că am dovedit că împreună putem să contribuim la această schimbare în bine. Și campania și-a dorit, pe de o parte, să contribuie la rezolvarea unor probleme pe care refugiații din Ucraina le au în acest moment, dar pe de altă parte ne-am dorit să învățăm lecția despre solidaritate și empatie, ne-am dorit să îi încurajăm să participe activ și să arate că nu numai că le pasă, dar și că pot să transmită un mesaj de solidaritate și empatie cu oamenii din Ucraina. De ziua gestului frumos, elevii au ieșit în fața colegiului cu baloane galbene și albastre, pe care au scris mesaje de pace și susținere pentru poporul ucrainean. Elevii au ținut în mâini un drapel de 24 de metri pătrați, ca simbol identitar al Ucrainei, unde de asemenea și-au scris gândurile. În principiu, prin ideea de a avea o astfel de campanie în școala noastră, ne-am gândit că fiecare elev ar trebui să contribuie și am început să strângem alimente neperisabile, jucării și în același timp, având în vedere că era fost ziua gestului frumos, ne-am gândit că ar trebui să marcăm acest gest prin baloane și prin mesaje frumoase pentru a le arăta oamenilor din Ucraina că suntem alături de ei. Această campanie a fost fondată pe baza efectului fluturelui, nu știu dacă ați auzit de acest efect, însă ne-am gândit că o bătaie de fluture de aici, din Iași, România, o să producă o schimbare la câțiva kilometri, de fapt sute de kilometri, în Ucraina. Și sper să fim auziți și văzuți și oamenii de acolo să se gândească că suntem cu ei și că îi sprijinim. Drapelul personalizat de elevii Colegiului Național Vasile Alexandri va fi trimis în Ucraina.